Bună dimineața! Bună dimineața! Ultima zi, dimineața la prima oră, m-am gândit eu, ia să-i fac eu acum un mic dejun vecinei mele, Melinda. Uite, băgă de mință. Uite, micul dejun. Vai de cap! Uite, uite, micul dejun. Când l-a văzut, direct în baie, m-am dus peste ea. De ce? Uite, mă, lăsa. Ia ține mâna așa, că nu se întâmplă nimic. Uite, vreau să te scap de toate astea. Ai șorice. Nu-ți face nimic. Uite, asta. Hai, că nu, cum spui tu alea tale. Așa dimineața, să te văd așa. Cu șoricei de așa. Prima mea reacție, dacă eu am fobia asta, tot de descreierată a fost. Mi le-a pus pe mine. Uite așa. Să te vadă puia, că nu mai ți-e frică de nimic. O să fie... Vedeți, dacă sunteți neastâmpărat, uite-mi că sunt dat șoricei, haideți! Hai, dă-te unde vă vină tine, Vărstine? Nu, dar eu vreau să te vindec, ești mamă de trei copii. El speră să mă vindece, dar n-am, nu mă pot, nu vreau să mă vindec. Mai trebuie să mai trec prin câteva America Express. M-am dus cu această tăviță și la Diana. Micul dejun e servit? Micul dejun e servit? Nu! Nu! De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? M-am speriat și am alergat prin cameră. Nu mai țin minte nici măcar dacă eram îmbrăcată sau nu, dar cred că eram totuși îmbrăcată. Foarte frumos, Nea Mărin. Mă surprindeți în fiecare dimineață, așa aș vrea să fiu trezită tot timpul, până la sfârșit vieții mele. Bun, am vindicat-o și pe aia. Am zis, bă, dacă m-am dus la fete, ia să mă duc și până la băieți. Micul dejun e servit? Stai. Mulțumesc mult, Nea Mărin. Hai, Jenica, odată. Micul dejun e servit? Aoleu, ce m-am... Eram proaspăt trezit din somn, nici nu vedeam bine ce e în tava aia, am văzut un bob de strugure, l-am luat și l-am mâncat, atât a putut să fac. E bine. Măcar de ăștia. Hai. Prima da. Zi, da. M-am îmbrăcat, mi-am luat chitara cu mine pentru că este ziua cu spectacolul și am coborât la micul dejun. Bun. Auzi. Asta e ideea. M-am dus la Ricky și Sony. De data asta am avut-o în ea, am pus-o lângă zid și am văzut eu o plantă care seamănă cu urzica. M-am dus încet, încet, Ricky era afară, zic... Nebunul vine în fiecare dimineață cu ceva nou. Dar ce e? De ce dorm la ora asta când toată lumea e la masă? Păi dacă... Te aștepta să ne trezești. A, da? Stai să prindă eu orzici și să le bag-o direct pe spate, așa, în tricou. Mamă, nu-i bine, domnul Sonic. Da. Nu-i bine. Nu-i bine pentru pe el, că ne trezește tot timpul așa, cu bătaie. Da, asta e bine. Adevărat. Ești obosit? Ai muncit mult. Ai muncit mult ieri. Cu gura. Îți place să fii șef. Da, ești directorul circului Veluci. Place să fii șef. Eu muncesc. Mi-e doresc și ochiul. Oh. Aia, adevărat. Asta poate... Trebuia să-mi iau concediu medical, dar din drag lui Nea Mărin, că noi îl iubim, chiar îl iubim, vrem să-l ajutăm, da. Să fie tot în regulă. Mergem acum direct, Gizi. Gizi. La restaurantul? Nu la restaurantul. Gizi. Achille, acum? Acum. Trebuie să faceți ghid turistic, hai să ne spui și veros. Eu să fiu primul turistic! Turistul! Ia, cum începem acolo? Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit! Unde? La castelul ei, Regina Mariei. Eu am spus că am băgat brejarea, știți brejarea românească? Am învățat, dar am scrie pe telefon. Bravo! Da, chiar eu am învățat două ore cam așa. Da? Da! Bravo! Bine, gata, hai! Spală-te și mergem. Hai, gata. N-am primit bataie. Pentru mine, început o zi, bună.